Sunt Felice Acaia, mamă, profesor, psiholog, specialist în parenting. Dacă tu ai probleme cu copilul tău, dacă vrei să-ți răspund la întrebări dacă faci bine sau nu, cum să-l crești, îți răspund. Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Felice Acaia, mamă, profesor, psiholog și astăzi vom răspunde întrebărilor legate de cum putem să ne facem viața mai ușoară, cum putem să ne împăcăm mai bine cu copiii noștri, cum putem să fim noi mai bine în așa fel încât lor să le fie mai simplu. Sunt foarte curios, deci atenție, are aproape 11 ani, clasa a 4-a. Ce ar trebui, cum ar trebui să-l pedepsim astfel încât să vedem o schimbare la el? Fiindcă îi luăm gadgeturile și acceptă. Chiar dacă îi le dăm după o săptămână sau două, dar în momentul în care îi le dăm, nu realizează să nu mai greșească și greșește iarăși. Și suntem puțin speriați că nu avem monedă de schimb. Andreas are 11 ani. Este exact în acel moment în care își dorește să reprezinte ceva, își dorește să iasă de sub tutela tatălui, care este important pentru el, și să fie bărbatul din casă. Așa că să demonstrezi cumva că îți pasă când ți se ia ceva este ca și cum ți-ai le-ai dat cumva să înțeleagă care sunt slăbiciunile. E posibil să îl deranjeze, dar să nu recunoască. Să pedepsești e un întreg proces. Cumva este important ca tu să faci lucrurile astea după ce ai epuizat toate celelalte metode. Ca să poți să determini un copil să se oprească din ceva sau să facă ceva ce el nu este foarte tentat să facă, există și o tehnică foarte frumoasă care se numește 1-2-3 Magic. Într-un fel, instinctiv și noi o știm pentru că e acel 1-2-3. Oricât de mult ne-am dori să fim îngăduitori, în momentul în care vine cineva la tine și îți spune oprește-te din ce faci și apucă-te să faci curățenie. Chit că mai clipești odată și tot îți dai timp să așezi lucrurile cum îți place ție. Așa se întâmplă și cu copiii. Ei sunt prinși în lumea respectivă, ei sunt captați de jocul sau filmul în care sunt, în așa fel încât atunci când tu vii și spui oprește-te, trebuie să mâncăm, oprește-te, trebuie să-ți faci curat, oprește-te, au nevoie de mai mult decât atât. Dă-le șansa să își pregătească mental această oprire. 1. Urmează să facem X. Deci te rog frumos să închizi. Îi dai câteva fracțiuni de secundă și vii cu 2. Te rog, închide. La 3 se întâmplă lucrul respectiv. În primele săptămâni, tendința e să se ajungă până la 3. Dar pentru că rugămintea ta este logică, rugămintea ta nu este abuzivă, el ajunge cumva să se integreze acest proces și cum efectiv îți garantez că nu mai ajunge până la 3. Copiii mei sunt mari acum. Cel mare are 17 ani. Nu trebuie să-ți spun că nu mai strig decât la masă, 2, și auzi pe scări. Ideea e că trebuie să le dai șansa să vorbești cu ei de la același nivel. Nu suportă nimeni să fie pus la zid, obligat să suporte orice, obligat să accepte orice. Și atunci, cumva, revolta aceea lăuntrică la unii e mai vizibilă, la unii mai puțin vizibilă, dar există. La voi s-ar putea să fie și acea nevoie de a se impune după ce un al doilea copil a venit și cumva sfera atenției s-a mutat către el. Este posibil să se opună și să facă spectacol tocmai ca să fie în centru atenției, tocmai ca să întoarcă atenția către el. Este dificil, extrem de dificil, ca după ce atâția ani de zile ai fost centru atenției,
brusc și dintr-o dată, fără să ți se explice nimic, fără să ți se dea niciun fel de logică personală, emoțională, să nu mai fii în mijloc, să nu mai contezi, pentru că ei așa percep atenția dată altcuiva, nu că e mai mic, nu că e mai sensibil, nu că are nevoie. Ok, și eu sunt aici, și eu am nevoie. Și atunci cumva se revoltă și fac lucrurile într-o manieră în care să atragă atenția, pentru că tu îți vei îndrepta ochii spre el doar dacă atrage atenția, doar dacă face ceva neplăcut, pentru că dacă face ceva bine, doar îți arunci o privire și spui bravo dacă îți găsești timp sau dacă nu ți se pare cumva că e natural și normal să le facă bine, că doar de asta este copilul tău deștept și frumos. Deci răbdare, caută care sunt motivațiile, caută care sunt nevoile și încearcă să schimbi macazul pe recompense care cumva acumulate să îl facă să își dorească să facă lucrul respectiv. Credeți că sunt mai comunistă dacă sunt o mamă, nu neapărat, poate dure mult spus, că nu sunt dure, dar îmi doresc să învețe și pentru chestia asta tot timpul spun că trebuie să învețe, că dacă are carte, are parte. Îmi doresc să nu-și piardă timpul cu niște lucruri care, probabil pentru copii, pentru copii din ziua de astăzi, de la PlayStation, mai nu știu ce, mai așa, poate sunt importante. Eu sunt de părere, adică de părere, iau telefonul în timpul săptămânii, adică să zic că sunt foarte mai strict așa cu ea. Credeți că greșesc? Strict, da, e cel mai, cuvântul cel mai strict, adică nu vreau să-și piardă timpul, nu vreau să stea pe telefoane dacă nu este cazul. Draga mea, am trăit în comunism. Este normal să ne dorim să păstrăm cât mai mult din rigoarea de atunci și asta tocmai pentru că acea rigoare a scos din noi un anumit tip de adult, un adult responsabil, un adult care se descurcă, un adult care știe să facă slalom în toate problemele vieții. Din nefericire, nu mai avem acea rețetă pe care o aveam atunci. Terminai o școală, făceai o facultate, ieșai la pensie din același loc de muncă în care intrai. Astăzi e diferit, motiv pentru care trebuie să fim adaptați. Suntem obligați moral să ne ridicăm cumva din structura de zi cu zi și să încercăm să ne imaginăm ce o să fie peste câțiva ani. Să duci copilul pe un drum clasic este important. Educația clasică, să citească, să-și însușească cât mai multe lucruri, să fie cât mai mult în natură, să conștientizeze lucrurile din jur, este esențială. Dar în aceeași măsură este foarte important ca tu să-i dai dreptul și să-i dai șansa să găsească drumuri și direcții către noua tendință. Acel gadget pe care ei îl au acum în mână îi învață cumva un alt alfabet. Să poți să înțelegi mișcările, să poți să prevezi algoritmii de acolo este un fel de citirea noastră din trecut. Analfabetismul poate fi și dacă nu te descurci în ceea ce înseamnă noua metodă și noua capacitate de a transmite informații în era digitală. Deci, cumva ar trebui să facem un echilibru în aceste două. Petrece cât mai mult timp cu ea, stați în natură cât mai mult, vorbiți cât mai mult, dar dă-i șansa să poată să înțeleagă care sunt mecanismele care funcționează în acest tip de jocuri, felul în care își caută informațiile, felul în care accesează lumea respectivă. Pentru că împreună vor ajunge cumva să aducă un copil perfect, un copil gata să intre pe un drum drept de adult responsabil și capabil să se descurce în viață. Din carapacea aceasta a copilului dominat de părinți și vrea să fie independent. Cum ai putea ca să aibă impresia că e liber, dar totuși să poți să-l supravegheze?
Se spune că vârsta adolescenței este o vârstă cu probleme. Părerea mea este că orice vârstă are problema ei. Când sunt prea mici, ne este teamă pentru siguranța lor. Când încep să meargă, să nu se lovească. Când merg la școală, cum or să se descurce. Așa că aceste tipare, să le spunem, cu problemele, cred că au cumva legătură cu faptul că nu mai știm cum să punem problema vis-a-vis de ei. Am stat lângă copiii noștri toți anii aceștia, 10, 12, 14, cum e cazul Sarei, în care i-am urmărit să le fie bine, să fie în siguranță, să îi coordonăm și să-i ghidăm să învețe anumite lucruri. Dar iată că partea aceasta de hormoni excesiv arătați ne debusolează și pe noi și nu mai știm cum să-i luăm. Vrem să întoarcem copilul nostru de altă dată, vrem să-l determinăm să fie sub tutela noastră pentru că e mai ușor de monitorizat. Nu e cazul. Au ajuns la etapa în care sunt gata să-și ia zborul. Au ajuns la etapa în care își doresc să fie independenți și își manifestă această independență. Modul în care voi vorbiți, modul în care voi ați știut să păstrați legătura toți acești ani, va fi și moneda de schimb a acestei perioade, pentru că ei vor încerca să vă respingă, dar în același timp vor avea nevoie de voi, părinții, să fiți acolo lângă ei. Dacă modalitatea în care voi acționați este mult prea protectoare, se vor retrage. Asta nu înseamnă că și voi vă veți retrage. Va trebui să păstrați distanța, dar să-i faceți conștienți că sunteți acolo de oricâte ori au ei nevoie. Oricâte lucruri bune ați face, oricât de bine ați urmărit toate schemele din cărți, la un moment dat ei vor simți nevoia să stea singuri. Asta nu înseamnă că sunteți vinovați de ceva, asta nu înseamnă că ați greșit cu ceva. Ei au nevoie de acea introspecție, au nevoie de timpul cu ei. Nu mergeți peste ei. Dacă încercați să-i urmăriți, nu o să facă decât să se îndepărteze, pentru că au nevoie de spațiu personal. Totul este un fir foarte fin, iar metoda prin care poți împleti aceste lucruri poate să funcționeze astăzi, dar mâine să nu fie valabilă. Așa că este cumva un joc de scenă și de fiecare dată trebuie să încerci altă modalitate de abordare. Supraveghează-l. Supraveghează-l, dar într-o manieră corectă, în așa fel încât el să știe că te preocupi de siguranța lui, nu de felul în care își pune ciorapii. Ai grijă cumva să păstrezi bariera între a fi extrem de ferm și a fi prea maleabil. Când ești extrem de ferm și regulile tale sunt de neschimbat, el nu va veni către tine pentru că știe că nu are de ce, nu se va modifica nimic. Dacă ești mult prea maleabil, o să încerce să depășească limitele și granițele pentru că e loc. Fii echilibrat. Fii un părinte care explică tot timpul că e la dispoziția copilului de câte ori are nevoie, dar în același timp încearcă să-i dai de înțeles că ciorapii pe care îi poartă, hainele pe care le îmbracă astăzi sunt la alegerea lui, dar drumul în viață este datoria ta. Dragii mei, vă doresc să aveți zile minunate, pentru că dacă vouă vă e bine, și copiilor voștri le e bine. Așa că până data viitoare, la revedere!